În iunie 1655, Gheorghe Ștefan face încercarea de a trimite o nouă solie la Moscova, dar de la Hotin se întorc înapoi, fiindcă cazacii nu permit trecerea solilor prin Ucraina, acuzându-l pe domnul Moldovei că acordă sprijin Poloniei în lupta împotriva Ucrainei și Rusiei. O nouă solie spre Moscova era trimisă abia în primăvara anului 1656. Trimiterea repetată a acestor solii era generată de teama domnului Moldovei, ca nu cumva cazacii, în alianță cu Rusia moscovită, să întreprindă expediții militare împotriva Moldovei. Nu întâmplător, Patriarhul Paisie al Ierusalimului, în două scrisori din luna august 1655, își exprima încrederea că țarul nu va ruina pe creștinii ortodoxi din Moldova și îi solicita țarului să renunțe la acest gând, fiindcă dacă nu renunțe, el comite un mare păcat. Așadar, este limpede. La Iași se temea de o invazie a rușilor și cazacilor. Anume, aceasta l-a determinat pe Gheorghe Ștefan să se adreseze țarului și să solicite protecția lui și nici pe departe careva sentimente creștinești sau de prietenie față de țarul ortodox. Examinarea surselor istorice atestă destul de limpede că solia din Moldova, în frunte cu mitropolitul Gedeon și logofotul al doilea Grigorie Neanul, nu au adus la Moscova niciun proiect de tratat înscris. La 16 martie 1656, solii moldoveni doar au primit la Iași învățătura domnului Gheorghe Ștefan ca să vorbească prin viu grai țarului, adică să expună verbal condițiile în care ei ar fi de acord să accepte suzeranitatea țarului. Solii au prezentat condițiile verbal, dar la Moscova li s-a cerut și textul scris al condițiilor propuse de moldoveni. Deoarece un asemenea text scris nu exista, el a fost scris la Moscova. Conform cercetătoarei din Rusia, Cenzova, el a fost scris de către grecul Dionisie Iviritul, de la mănăstirea Nicolsk din Moscova. Acesta a devenit ulterior, la 1672, mitropolit al Țării Românești. Condițiile proiectului de tratat i-au fost dictate lui Dionisie Iviritul de către Gedeon și logofătul al doilea Grigorie Neanul, așa cum ele fusese restabilite la Iași. Textul a fost scris în limba greacă până la data de 12 mai 1656. Cu această dată, 12 mai, este datat textul tradus deja în limba rusă de către traducătorii de la Departamentul Solilor, text care se păstrează până astăzi în unul din dosarele din Arhiva Centrală de Stat a Actelor Vechi din Federația Rusă. Dar partea rusă a cerut ca textul respectiv să fie semnat, deoarece loc pentru semnături pe foaia respectivă de hârtie nu mai rămăsese, la foaia unde au fost scrise condițiile proiectului de tratat, a fost încleiată încă o bucată de hârtie pe care au fost puse semnăturile. Acest fapt, de asemenea, a fost stabilit de cercetătoarea din Rusia, Cenzova. Solia sosită din Moldova, în opinia Moscovei, nu era însă destul de reprezentativă pentru a semna documentul dat și s-a luat decizia ca proiectul de tratat să fie semnat și de Patriarhul Antiohiei Macarie. Dar acesta plecase însă de câteva zile din Moscova. Curierii țarului l-au ajuns din urmă și el a semnat documentul respectiv în numele său, dar și în numele Patriarhului Ierusalimului Paisie.
Patriarhul a pus semnătura sa pe data de 17 mai 1656. Iată, în felul acesta apare acest document, un proiect de tratat cu Rusia, semnat de Mitropolitul Moldovei Gedeon, logofătul al doilea Grigorie Neanul și Patriarhul Antiohiei Macarie. Evident, apare întrebarea. Era acesta un document final? Nici pe departe, fiindcă abia după semnarea acestui proiect, solii moldoveni au fost chemați la departamentul solilor, unde au discutat acest document la data de 21 mai 1656. Diacul Almaz Ivanov, care a negociat cu solii din Moldova, i-a întrebat dacă această solicitare a Domnului este cunoscută de toți oamenii din țara Moldovei sau nu. Solii au răspuns că despre aceasta știu numai persoanele credincioase Domnului. În continuare, Almaz Ivanov atenționează asupra cerințelor moldovenilor privind orașele care au fost în cuprinsul țării Moldovei, iar acum sunt ocupate de turci. Mitropolitul Gedeon a răspuns că ei vor obține acele orașe când va sosi timpul și când oastea rusă va fi în țara lor, iar acum ei nu vor începe cearta cu sultanul. Din partea diacului Almaz Ivanov nu a urmat niciun răspuns la această doleanță a moldovenilor. Nu se conține nimic în această privință, nici în scrisoarea de răspuns a țarului din 29 iunie 1656. Reieșind din această situație, este evident că nu avem niciun motiv să considerăm că Rusia, în anul 1656, a garantat reîntregirea teritoriului Moldovei. Această doleanță a moldovenilor a rămas fără răspuns din partea Moscovei. Almaz Ivanov a solicitat ca, îndată ce Ștefan Voievod va jura credință țarului privind supușenia veșnică și acest eveniment se va săvârși, domnul Moldovei să-l informeze pe țar despre situația din Crimeea. Așadar, este o dovadă limpede că negocierile de la Moscova nu au finalizat cu semnarea unui tratat. Gheorghe Ștefan urma încă să semneze condițiile tratatului și să depună jurământul de credință. Răspunsul Moscovei a urmat abia la 29 iunie 1656. În el se declara că țarul primește Moldova în supușenia sa. Se cerea ca domnul Moldovei să nu acorde sprijin dușmanului Rusiei și înainta o condiție absolut nouă. Domnul Moldovei să meargă împreună cu oștile țarului acolo unde i se va porunci. Cât privește răspunsul la cele 10 articole prezentate de solii moldoveni, scrisoarea țarului se referea doar la 3 dintre ele. În primul rând, obiceiul țării Moldovei să nu fie schimbat și se prevedea ca voi să trăiți în acel obicei și cinste cum a fost în țară până a trece sub porunca sultanilor turci. Cu alte cuvinte, ar fi vorba despre recăpătarea independenței țării Moldovei. De asemenea, se accepta propunerea ca țara Moldovei să trimită țarului daruri anuale, fără a se cere tribut. Evident, este o formă mascată a obligațiilor materiale și financiare față de Moscova. În sfârșit, cea de-a treia prevedere, domn de alt neam în țara Moldovei să nu poată fi. Partea rusă a insistat ca solii din Moldova să depună jurămintele față de țar.
Mitropolitul Gedeon a depus jurământul pe 7 iulie 1656, iar logofătul al doilea, Grigorie Neanul, pe 21 iulie. Dar, evident, aceste jurăminte nu au avut absolut nici o valoare juridică, fiindcă documentul final al negocierilor Moldo-Rusia lipsea. El încă nu a fost alcătuit. La sfârșitul lunii iunie 1656, Moscova a luat decizia să trimite 2 reprezentanți în Moldova pentru a preciza, împreună cu Gheorghe Ștefan, clauzele exacte ale viitorului tratat. Dar acest lucru însă nu s-a mai întâmplat. Mai mult chiar, solia moldovenească, din diferite motive, a fost reținută la Moscova până luna ianuarie 1657, când a părăsit capitala Rusiei. Reieșind din cele relatate mai sus, putem trage concluzia clară că negocierile Moldo-Rusie din anii 1654-1656 nu au fost duse până la capăt și Gheorghe Ștefan nu a semnat nici un tratat cu Rusia moscovită. Au afirmat acest lucru și istorici de la Moscova, de la Institutul de Slavistică al Academiei de Știință al Federației Ruse. Unul dintre ei, Leo Zaborovski, încă în anul 1997 scria că negocierile nu au ajuns până la semnarea tratatelor, dar proiectele au fost pregătite.